luna noiembrie, iar vremea încă mai ține cu noi, așadar, continuăm activitatea de toaletare a arborilor. În acest moment derulăm cea mai amplă acțiune din ultimii ani, având zilnic în teren 10 echipe care lucrează cu utilaje specializate. Fiind un sector cu multă verdeață, am primit foarte multe solicitări din partea asociațiilor de proprietari, cât și de la persoane fizice. Ne străduim să onorăm toate aceste solicitări, atât timp cât vremea ne va permite. În luna octombrie a acestui an am reușit să intervenim asupra unui număr de aproximativ 3.000 de arbori, care necesitau astfel de lucrări. Țin să precizez însă pe această cale că lucrările de reducere a coronamentului se efectuează în baza avizelor eliberate de Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, în care sunt precizate lucrările de intervenție asupra fiecărui arbore în parte, în funcție de specie și înălțimea atinsă la maturitate.